În săptămâna Sfintelor Pătimiri, înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, vizitează mai multe comunități parohiale și așezăminte sociale din județul Constanța. Astăzi, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica din localitatea Eforie Sud, după care a participat la două acțiuni social-filantropice în municipiul Reședință. Liturghia darurilor înainte sfințită a fost săvârșită astăzi în Biserica Parohiei Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din localitatea Eforie Sud, de înalt preasfințitul Părinte Teodosie. La sfârșitul slujbei, ierarhul l-a hirotesit iconom stavrofor pe părintele coslujitor Daniel Cojocaru, în semn de apreciere pentru activitatea deosebită desfășurată în parohie. Iată, am poposit în această biserică cu imagini unice, unde păstrăm chipuri lectitorilor al ierarhului de atunci și iată al regelui Carol al II-lea, chipuri inconfundabile și care nu se află atât de strălucite în nicio altă biserică. Părintele Florin s-a ostenit aici cu multe trudă să facă biserica aceasta frumoasă, să facă așezământ, să facă toate cele ce sunt în jurul acestei biserici, și foarte ajutat a fost de părintele Daniel. Se milostivește Dumnezeu de prunci, se milostivește Dumnezeu de cei necăjiți, de cei ce sunt în suferință, se milostivește Dumnezeu de noi toți, iată care ne-am adunat și cerem de la Dumnezeu mare milă. Am primit binecuvântarea în altul Sfințitului părintele nostru Teodosie în urmă cu 40 de zile pentru a sluji Sfânta Liturghie biserica aceasta în fiecare zi. Câte bucurii am avut, dar și ispite! Ierarhul a mers apoi la biserica Sfântul Vasile cel Mare din Constanța, unde a binecuvântat 39 de copii și familii aflate în dificultate, cărora le-a oferit daruri constând în haine, încălțăminte, dulciuri și jucării. Acțiunea a avut loc cu sprijinul cadrelor militare ale Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Constanța și a unor binefăcători. Au fost vizitate apoi cele 53 de persoane cu dizabilități din cadrul Centrului Social Sfântul Ioan Evanghelistul al Arhiepiscopiei Tomisului, situat în cartierul social Henri Coandă. Acestea au primit alimente și produse tradiționale pentru masa de Sfintele Paști.